Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, s-a aflat în mijlocul românilor din capitala Norvegiei, Oslo. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și apoi taina Sfântului Botez pentru primul copil al părintelui Alexandru Ardelean. Acum, în prag de Crăciun, ne curățim a inimii noastre pentru a face să lași Mântuitorul Iisus Hristos. De o mie de ori, dacă s-ar naște Hristos în Betlemul Iudeii, dacă nu se naște și în inima noastră, totul este în zadar. Mântuitorul Iisus Hristos trebuie să se nască, dar și să crească în inima noastră. Fericitul Ieronim, în apropierea peșterii din Betlem, unde s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos, a avut o vedenie. I s-a arătat Domnului Iisus sub chipul pruncului, întrebându-l, Ieronime, aici unde toți îmi dăruiesc câte ceva, tu ce-mi vei dărui? Virtuțile mele, Doamne, le primesc, dar altceva îmi dăruiești. Inima mea, Doamne, pe mine însumi, altceva doresc de la Tine. Ce aș putea să-ți ofer altceva, Doamne? A întrebat cu nedumerire iubitorul de Hristos. Ieronime, dăruiește în păcatele tale. Printre lacrimi, Ieronim l-a întrebat pe pruncul Iisus, Doamne, și la ce trebuie trebuiesc păcatele mele? Vreau să le iau asupra mea, ca să-ți curățesc inima și să-mi fac să lași în inima ta. Copiii prezenți la slujbă au primit din partea ierarhului mai multe daruri. Mâine, preasfințitul părinte Macarie se va afla pe coasta de vest a Norvegiei, în parohia ortodoxă română din Bergen.